Hristos a înviat! Salutare tuturor! Bine vă regăsesc! Mă bucur că am reușit zilele acestea să filmez acest material video, întrucât suntem plecați undeva în nordul Moldovei, undeva în Bucovina, într-o zonă absolut superbă. Vă recomand cu căldură să o vizitați dacă aveți ocazia. Este o zonă plină de o încărcătură spirituală foarte ridicată, datorită mănăstirilor care sunt aici în zonă. De asemenea, peisajele și munții sunt absolut superbi, așa că vă recomand să vizitați zona dacă aveți ocazia. Noi am venit aici să petrecem Sfintele Sărbători de Paști și după plante medicinale, cam fiecare an, însă nu am vrut să lăsăm să treacă această perioadă fără să filmăm un material, așa cum v-am obișnuit în fiecare săptămână. Și deși nefiind acasă și neavând posibilitatea să vă dăm o rețetă, m-am gândit să fac această recenzie de carte, o carte pe care am citit-o cu foarte puțin timp în urmă și care mi s-a părut foarte interesantă, conține foarte multe informații utile, așa că videoul de astăzi este o recenzie la o carte scrisă de doctorul Pavel Chirilă și anume Nu hrăni cancerul. Pe măsură ce mai povestesc, o să vă mai arăt și câteva cadre din pădure, de pe traseu, pentru a vă delecta și privirea cu imagini filmate de mine în această zonă superbă. Cartea conține foarte multe informații utile, de aceea mi-am dorit să aflați despre ea, să vă împărtășesc din informațiile citite, întrucât știu că foarte mulți dintre voi aveți nevoie, lucru care pe de o parte mă întristează, pe de alta mă bucură să văd că de mulți dintre voi vă doriți să înțelegeți această boală, să vă schimbați stilul de viață și să vă apropiați mai mult de natură. Așa cum poate ați auzit din mai multe surse, una din principalele cauze ale acestei boli este alimentația greșită și ea este prima care trebuie schimbată atunci când vrem să ne tratăm. Conform doctorului Pavel Chirilă, problema alimentației în cancer este destul de controversată și oscilează între două extreme: alimentația fără restricții, respectiv posturi sau diete drastice ținute perioade îndelungate. Găsim totodată informația că 30% dintre toate cancerele se corelează cu natura regimului alimentar. Aflăm că această boală nu are o cauză unică și nici precisă, ea are o evoluție variabilă și diferită de la un bolnav la altul, chiar dacă forma clinică, stadiul și parcursul pot fi aceleași și chiar și tratamentul. Boala evoluează lent și s-a constatat că poate fi evitată dacă nu fumăm, evitând astfel cancerul la plămâni, dacă nu consumăm zahăr, evitând cancerul de sân și la tubul digestiv, dacă nu facem abuz de grăsimi și nitrați, care se găsesc de regulă în margarină, în mezeluri, evitând astfel cancerul de pancreas și colon. Însă, deoarece există mai multe cauze ale apariției acestei boli, necunoscute încă în totalitate, nu sunt suficiente aceste restricționări, deși s-a constatat că 85% dintre bolnavii de cancer la plămâni sunt fumători sau că majoritatea femeilor care dezvoltă cancer la sân iau hormoni la menopauză. S-a mai constatat că 50% din totalul cancerelor sunt la tubul digestiv și au strânsă legătură cu stilul de viață. S-a observat de asemenea că incidența cancerului este cu atât mai crescută cu cât zona geografică este mai dezvoltată și mai industrializată. Prin urmare, cancerul apare în urma a mai mulți factori care acționează sinergic: alimentația, stresul, poluarea și multe altele. Aflăm din carte că cele mai frecvente greșeli alimentare sunt consumul de zahăr, care deviază pH-ul umorilor din corp către acid, deci creează un mediu general acid în corp, creșterea progresivă din ce în ce mai rapidă în ultimele decenii a cantității de zahăr consumat devenind alarmantă și cu urmări grave. O altă greșeală alimentară frecventă cu impact negativ ridicat asupra sănătății este obezitatea. S-a constatat că animalele înfometate nu dezvoltau tumori. Un studiu efectuat pe șoareci hiperglicemici, normo și hipoglicemici, care au fost injectați cu o substanță cancerigenă, a arătat că cea mai mare rată de supraviețuire a fost la șoarecii cu glicemia sublimită.
Consumul de carne are de asemenea repercusiuni negative asupra sănătății pe termen lung. Aflăm că acidul lactic inhibă activitatea limfocitelor NK, natural killer, acele celule imunitare din corp, favorizând dezvoltarea celulelor maligne. Amidonul din pâine este de asemenea foarte periculos, deoarece crește glicemia foarte rapid la scurt timp după consum. Un studiu efectuat arată că bolnavii de cancer la colon care fac chimioterapie își triplează riscul de a face metastaze dacă consumă abuziv carbohidrați rafinați, adică zahăr și pâine, precum și grăsimi sau proteine de origine animală. Pe lângă acești factori, mai amintim aluminiul, alimentele poluate radioactiv, pesticidele, alcoolul și cafeaua în exces, aditivii alimentari care, împreună cu ceilalți factori despre care am amintit anterior, favorizează dezvoltarea și apariția celulelor canceroase. Cartea ne readuce în atenție un citat din Biblie referitor la alimentația omului. Iată vă dau toată iarba ce face sămânță de pe toată fața pământului și tot pomul ce are rod cu sămânță, acestea să vă fie hrana voastră. De asemenea, aflăm că Iisus i-a îndemnat pe apostol să mănânce pește, iar apostolul Pavel recomanda abstinența de la carne. Așadar, dieta recomandată, atât cu rol preventiv cât și de tratare, este cea vegetariană, compusă din fructe, legume și cereale, pe cât posibil netratate chimic. De asemenea, este recomandat postul doar cu apă de 1-2 zile pe săptămână, ca având o mare valoare de prevenție a cancerului. Fructele, legumele și semințele se vor consuma crude, iar cerealele și leguminoasele preparate cât mai puțin. În cea de-a doua parte a cărții aflăm care sunt alimentele care ne ajută în lupta împotriva cancerului. Primele alimente despre care aflăm sunt cerealele și fructele, ca fiind singurele alimente care erau în alimentația oamenilor până la potop. Aflăm acest lucru din Biblie. Cerealele bogate în fibre, precum grâu, porumb, orz, secară, ovăz, sunt recomandate a se consuma preparate cât mai sumar, la abur sau ușor coapte, rumenite și fără ulei. Dintre toate, grâul este supranumit laptele de mama al pământului, el fiind cel mai complet aliment din câte există. Fructele de asemenea sunt bogate în vitamine și minerale, fiind recomandate fructele de pădure, merele, kiwi, măceșele bogate în magneziu, prunele, vișinele, caisele, piersicile. Leguminoasele bogate în proteine vegetale, precum mazărea, fasolea, lintea și soia, se consumă prelucrate termic, acestea neputându-se consuma crude. Dintre zarzavaturi, familia cruciferelor conține cele mai bune legume cu efect anticancer, precum varza sau brocoli. De asemenea, usturoiul sau roșiile au efect anticancerigen. Prin urmare, vara să nu vă lipsească din alimentație varza, salata verde, mărarul, pătrunjelul, ceapa sau usturoiul, iar iarna morcovul, țelina, păstârnacul sau sfecla roșie. Aflăm de asemenea că și ciupercile au efect antitumoral și se recomandă să include în alimentația bolnavilor de cancer de 2-3 ori pe săptămână. De asemenea, ceiul verde, curcumina, ghimbirul și mierea sunt alimente foarte valoroase pe care este bine să le consumăm în stare cât mai puțin prelucrată termic. Un studiu efectuat pe 6.000 de bărbați a arătat că decesul datorită cancerului a fost mult mai redus la subiecții care au consumat pește. Prin urmare, tragem concluzia că și peștele este bine de inclus în alimentație. Alimentele bogate în fibre detoxifică intestinele de metale grele precum plumb, arsenic sau mercur. Prin urmare, alimentele cu conținut bogat în fibre recomandate sunt tărâțele, varza, smochinele, prune, roșii, lămâi, curmale, merele, perele sau banane. Un minim de 2-3 litri de apă pe zi de asemenea susține reacțiile metabolice și detoxifierea organismului.
Conform principiilor enunțate anterior, cartea propune și câteva variante de diete care vin în sprijinul bolnavilor de cancer, ajutându-i să-și compună un plan alimentar variat și bogat în nutrienți. De asemenea, în ultima parte a cărții găsiți și câteva rețete pe care puteți să le preparați, precum ciocolată cu avocado, miere și pudră de roșcove, salată de grâu sau pateu de nuci. Așadar, vă recomand această carte, găsiți în ea multe lucruri utile. Așa cum am mai spus și în videoclipurile anterioare pe această temă, vindecarea unei astfel de boli presupune schimbarea stilului de viață și reeducarea alimentară. Nu veți găsi nicio rețetă minune care să vindece boala peste noapte, fără să vă reevaluați obiceiurile și modul de viață. Sper să vă fie utile aceste informații, să aplicați cât mai multe dintre ele și să vă bucurați de o stare de sănătate cât mai bună. Eu vă mulțumesc că ne-ați urmărit, vă mulțumesc pentru numărul mare de mesaje pe care ni le-ați trimis, ne încurajează foarte mult și ne motivează să continuăm. Nu uitați să căutați pe canal și celelalte videouri pe care le avem pe aceeași temă și anume tratarea cancerului. Veți găsi și acolo foarte multe informații utile. Prin urmare, până data viitoare, sănătate multă vă doresc și toate cele bune! Pe curând!